Republica Moldova se alătură celor peste 170 de țări care marchează Săptămâna Mondială a Alăptării. La Chișinău a fost organizat un eveniment pentru susținerea alăptării la sâna copiilor în primele luni de viață. Cu această ocazie, informații importante au fost oferite de specialiști familiilor care fac primii pași în viața de părinte. Evenimentul a început cu marșul alăptării, la care s-a alăturat peste 100 de familii ce susțin acest gest natural și benefic pentru prunci. Organizatorii și-au propus astfel să sensibilizeze societatea în legătură cu beneficiile alăptatului la sân în primele luni de viață ale copiilor. Susțin alăptarea, deci își particip, toți copiii am alăptat și cred că asta e cel mai sănătos și cel mai ușor pentru mame. Alăptarea trebuie susținută, trebuie încurajate femeile să alăpteze, pentru că alăptarea este benefică atât pentru sănătatea copiilor, cât și pentru sănătatea mamelor, pentru familie, pentru ecologie, pentru economia familiei. În câteva corturi instalate în parcul Alunelul, mamele, dar și tații și bunicii au aflat mai multe despre beneficiile alăptării, dar și cum se face o alăptare corectă a bebelușilor. Vin în calitate de consultant de baby wearing astăzi la marșul alăptării și ajut că mămicile să-și pună bebelușii și copiii mai mari în sisteme de purtare sănătoase.